Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Am venit astăzi într-un spital, muzeu. Să știți că nu este închis, v-am spus muzeu, pentru faptul că este unul dintre cele mai frumoase spitale pe care le-am văzut eu în București. Este minunat pentru că datează din 1894, când la vremea aceea nu era spital, ci era sediu Curții de Conturi a României, ulterior devenind spital. Este vorba de Spitalul Clinic de Nefrologie Carol Davila din București. Este unic în România. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor doctor Victor Dan Eugen Strâmbu. Este managerul acestui spital. Hristos a înviat! Să rămână adevărat a înviat, noastră și telespectatorilor noastre. Eram obișnuită să vă spun domnul profesor Victor Strâmbu, de aceea m-am oprit puțin. Victor Dan Eugen Strâmbu, ați avut mulți nași. Nu, unul singur, dar pe bietul tata îl chema Dan și pe biata mama Eugenia. Și atunci au considerat că trebuie să fie toți la oaltă, într-unul singur. Da. Domnule profesor, am vorbit despre acest spital, Carol Davila, spitalul de nefrologie unic în România. Și am spus despre el că este muzeu, că într-adevăr aripa veche a acestui spital este minunată, este fără egal. Cum ați reușit să o păstrați atât de frumos, să reziste în timp și ce se întâmplă acum în acea clinică veche? Așa cum bine ați menționat, proiectul este început în 1894 și este inaugurat în 1898 de către regele Carol I împreună cu principele Ferdinand. Devine sediul Curții de Conturi al României până la nivelul anului 1947, când Curtea de Conturi se desființează și devine Spital General în anul 1948. În hiatusul ăsta de un an de zile se adaugă un etaj peste cele două care existau la momentul înființării Curții de Conturi, iar după aceea este în 48 spital general, având medicală și serviciu de medicină internă și chirurgie. Sigur că are, în afara acestui trecut istoric valoros și plin de încărcătură, și medical continuă același trend. În actualul spital de nefrologie Carol Davila au lucrat nume de mare rezonanță ale medicinii românești. În zona chirurgicală ar trebui menționați cel puțin trei, profesorul Amzajianu, profesorul Făgărășanu și mai de curând profesorul Dan Gavriliu, foarte cunoscut prin tehnica originală de esofagoplastie cu stomac, tehnică inventată de profesorul Gavriliu, fiind de altfel și unul din cei patru români trecuți într-un tratat de prestigiu al chirurgiei mondiale, în tratatul francez Pate și Leger. De asemenea, lucrează și profesorul C.C. Dimitriu la medicină internă. Sigur, sunt mult mai multe nume care le-am putea trece în revistă, dar am amintit de niște figuri emblematice, dacă vreți, ale medicinii românești. Nefrologie, când s-a decis? Nefrologie aici se naște, e o perioadă de început, înainte de 1989, în care se naște dializa în România, în acest spital, serviciul de dializă fiind deschis, dacă vreți, sau exponentul serviciului de dializă în România fiind regretatul profesor Ursea. În 1993 devine și o specialitate distinctă nefrologia, ocupându-se de bolile acestui organ pereche cu foarte, foarte multe funcții importante în economia sau fiziologia, mai bine zis, a organismului uman. El trece ulterior în administrarea primăriei sectorului 1, după care a primăriei generale a municipiului București. Este complet renovat și utilat și în 2011 se reînființează clinica de chirurgie
la nivelul spitalului acesta. Ulterior, se continuă dezvoltarea și se adaugă diverse compartimente care, de fapt, caută să întregească o paletă de servicii medicale dedicate bolnavului renal cronic. De fapt, aici a fost ideea pe care a avut-o și profesorul Oprescu, la vremea respectivă primar al Capitalei, și ulterior continuată de administrația locală a municipiului București. Se adaugă un compartiment clinic de alergologie și imunologie, fiindcă foarte multe dintre bolile aparatului urinar, respectiv rinichiului, pot să aibă această agregare imunologică, genetică, de care este nevoie în diagnosticarea și eventuala tratarea acestei patologii. De asemenea, sigur că trebuia completată cu o zonă de urologie și s-a creat un compartiment în cadrul clinicii de chirurgie cu un nou bloc operator, cu aparatură de ultimă generație, tot datorită investițiilor pe care actualul primar general și administrația locală l-au făcut în anii dinainte, cu litrotriție extracorporeală, un bloc operator modern dotat cu aparatură de endourologie performantă. Mă uitam și eu la colegii mei, fac de aproximativ 35 de ani meseria asta, chirurgie. De chirurg, așa să da, se face mențiunea. Și maestrul meu, profesorul Popa Florian, rectorul Universității Carol Davila, avea și această specialitate de urologie și am participat în anii de început și la astfel de intervenții. Dar tehnologia a împins mult mai departe tratamentul chirurgical al rinichiului prin metode endoscopice uimitoare, cum ar fi, de exemplu, spargerea calculilor renali cu ajutorul unui laser endoscopic care este ghidat până la nivel renal, deci în interiorul rinichiului, în bazinet, cum se numește în termeni medicali. Deci iată că ne împingem din ce în ce mai departe posibilitățile prin aportul tehnologiei pe care îl avem. Dar toate astea au fost gândite împreună cu colegii mei din spital într-o continuitate a dezvoltării acestui așezământ medical în jurul pacientului renal. Fiindcă în afara secțiilor de nefrologie, chirurgie cu urologie și alergologie, există și un centru de dializă în care se inițiază dializa pacienților renali cronici. Sigur, există o clasificare care nu cred că este de foarte mare importanță. Am să intru puțin în amănunte imediat. Aș fi vrut să vă rog să spuneți, de suferința rinichiului se ocupă atât urologii cât și nefrologii. Puțini oameni pot face diferența între nefrologie și urologie. Am putea să delimităm puțin competențele, gândindu-mă la faptul că totuși dumneavoastră în spital ați simțit nevoie la un moment dat chiar să faceți și acest departament de urologie. De parcă îi lipsea ceva nefrologului. Și în acest context cunosc clinici mari de urologie și totodată departamente de nefrologie. Nu pot fi împreună? Care e diferența între ele? Întrebarea este foarte bună. Este asemănător cu pneumologia și chirurgia toracică. Deci e vorba de partea de medicală, de medicină internă, deci de un tratament medical, medicamentos al bolilor renale, da? Și de partea chirurgicală a bolilor renale, de care răspunde urologia. Sigur că treaba e un pic mai complicată. Nu se rezumă la aceste două specialități. La nivelul bolnavului cronic renal, el are nevoie de încă alte specialități.
cum ar fi, de exemplu, chirurgie vasculară pentru abordul vascular. La ce e necesar? La intrarea în dializă. În momentul în care rinichii nu mai pot să funcționeze ca niște epuratori, dacă vreți, ai toxinelor organismului, avem această invenție fabuloasă care se cheamă dializor. Este o mașină care filtrează practic în decurs de ore, da? Depinde de niște parametri pe care i-are pacientul și care la ora actuală sunt setați automat de mașină. Și pentru asta trebuie să aibă un abord vascular care poate să fie o fistulă arteriovenoasă. Este un montaj pe care îl face un chirurg de chirurgie vasculară și avem și așa ceva. Sau se poate face pe un cateter permanent de dializă care se montează tot chirurgical în echipă complexă chirurg-anestezist. Deci iată că mai e o specialitate care ne duce către întregirea acestui cerc al tratamentului pacientului renal cronic. Am spune, ce caută chirurgul? Păi chirurgul are și el rolul lui. Pacienții ăștia fac aceleași boli pe care le face orice individ în populația generală. Are o caracteristică. Fără afectare renală. Exact. Are o caracteristică. El trebuie operat între ședințele de dializă. Din punctul ăsta de vedere, sigur, există o schimbare de paradigmă. Nu atât din punct de vedere al tehnicii chirurgicale, fiindcă ei fac o colecistită, un ulcer, o intervenție sau o neoplazie, un cancer, pe care trebuie să-l operezi. Dar ei sunt niște bolnavi anticoagulați. Ei primesc în timpul dializei heparină. Și atunci trebuie să ai o echipă antrenată în a opera astfel de pacienți și o tehnologie un pic mai sus. Și atunci te antrenezi în acest tip de chirurgie care seamănă cu chirurgia generală, dar pe un alt tip de pacient. Te adaptezi acestei zone. Și de asemenea fac boli care sunt datorate ședințelor de dializă. Că este vorba de hemodializă sau de dializă peritoneală, care este un alt tip de epurare cu ajutorul unor lichide speciale care se introduc în cavitatea abdominală, pacienții pot să facă, de exemplu, o boală a unor glande care sunt foarte mici, cât un bob de orez, se cheamă paratiroide, și care, de fapt, monitorizează și reglează metabolismul fosforului și calciului în organism. Practic, fac hiperparatiroidism secundar, așa se numește, și practic există o fugă a calciului din oase către alte țesuturi. Bolnavii se decalcifică, pot să facă fracturi în os patologic, fiindcă ei nu mai au puterea, datorită fugii de la nivelul osului, pot să facă la o mică mișcare o fractură. Și atunci trebuie operați de paratiroide, care este iarăși o chirurgie de nișă pentru care trebuie să fie antrenat. Pe calea asta îi mulțumesc unui coleg care mi-a arătat prima dată. Noi făceam tiroidă, da? Ele se găsesc pe lângă tiroidă. De asta chema paratiroidă. Și Bogdan Stănescu, care a lucrat la Parhon și care făcea paratiroide. În momentul în care am venit aici, am învățat tehnica și acum le face frecvent, fiind centru cu cea mai mare statistică din țară și unul în cele mai mari din Europa. Adică este foarte frecventă această boală? Face, da, un procentaj destul de important dintre pacienții dializați fac această boală. În general, odată cu creșterea timpului de dializă, de la inițiere, până vorba când de ani, la transplant dacă ajunge. Așa, exact, fac această boală. Din punctul ăsta de vedere, sigur că transplantul renal este soluția optimă, acum. Nu știm ce va fi peste niște ani. Dar lipsa de donori, iată că face să avem această patologie frecventă în rândul populației dializate. Adică nu e un titlu de glorie că operăm mult, ci trebuie să ne gândim de ce operăm mult. Fiindcă nu avem donatori.
fiindcă cred că gradul de empatie vis-a-vis de omul bolnav începe să scadă. Cred că nu începe să scadă, domnule profesor. Sunt alte condiții despre care chiar nu aș vrea să discut. Chiar nu trebuie să intrăm în amănunt. Sigur, ați văzut cât de rapid se mobilizează oamenii atunci când semenii au nevoie. Mai ales că în transplantul renal nu este musai să fie donator în moarte cerebrală, poate fi donator în viață și de cele mai multe ori garantat se ajută oamenii. Sunt altele motivele pentru care a scăzut numărul de donatori. Este o scădere la nivel mondial, dacă ne uităm, sigur că noi stăm rău de tot. Așadar, un pacient cu o suferință renală în debut trebuie să meargă la nefrolog. Da. El, totuși, de multe ori se duce direct la urolog. Este ca și când, sigur, am o suferință la stomac, dar trec peste celelalte etape, mă duc direct la chirurg. Este relația pacient-chirurg. Nefrologul este cel care poate să identifice prima suferință a rinichiului. La dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente suferințe ale rinichiului de început cu care ajung? Nu mă refer la cele grave. Problemele se pun în felul următor. Nefrologul este cel care pune diagnosticul unei boli renale. El trebuie să aibă în vedere etiologia, deci care este cauza, iar la ora actuală în România, datorită schimbărilor de habitusuri, da? Constatăm o creștere mare a diabetului zaharat de tip 2, a bolilor cardiovasculare și, în primul rând, a hipertensiunii. Cele două cauze principale ale bolii renale cronice în România sunt hipertensiunea și diabetul zaharat de tip 2. Altfel spus, numai o secundă. Deci este un epifenomen boala renală. Da. De ce se îmbolnăvește rinichiul atunci când pacientul are diabet? Fiindcă diabetul este o boală insidioasă, parșivă, i-am putea spune, nu te doare, nu se întâmplă nimic. Afectează microcirculația, vasele mici. În momentul în care afectează vasele mici, astea se găsesc și la nivelul rinichiului, în nefron, în unitatea de bază a rinichiului, care el filtrează la nivelul nefronului, se întâmplă toate lucrurile. Da? Și în momentul în care se afectează vasul mic, suferă rinichiul. Așa numitul fenomen de nefroangiosclerosă. Deci de scleroză a vaselor renale. Și apare insuficiența renală, care și are 5 grade, cu subclase. Fiecare dintre ele sunt menținute până la gradul 5, sau așa numitul boală renală în stadiu final. În stadiu final de ce? Stadiu final de funcționare a rinichiului, nu de deces al pacientului. Asta vreau să vă întreb, cum s-ar traduce insuficiență renală? Ce nu mai face rinichiul atunci când e în suferință aceasta? Nu mai epurează eficient toxinele din organism. Și ele rămân în organism. Există niște termeni medicali, dar vreau să obosesc. Nu, să înțeleagă toată lumea. Da? Deci nu mai filtrează cum trebuie. Noi putem să funcționăm până la aproximativ 30% din capacitatea renală. Există un point of no return, un punct peste care, dacă ai trecut, din păcate, se ajunge la dializă. Din fericire, ai mijloace de luptă, dializor sau dializa peritoneală, dar care e mult mai rară decât hemodializa. Și atunci mai cumperi niște timp. Da? Adică dar până să ajungi la dializă, ajungi la un transplant. Deci asta face dializa. Până la dializă, sigur că există metode farmacologice de tratament. În funcție de ce boală ai, ți se dă un antihipertensiv, e tratat diabetul, sunt identificate alte cauze și ai un tratament specific. Important e ca individul să meargă la nefrolog. Dumnezeu ne-a creat ușor supradimensionați, spun eu. De asta existăm chirurgii, care tot scoatem. Există puține operații reparatorii, în general, în zona chirurgicală. Dar cei doi rinichi reușesc să compenseze fabulos ani și ani de zile, dând o senzație
că nimic rău nu se întâmplă. Răul se instalează insidios, în timp lung. Probabil crezi că așa e binele, uitând cum era binele de acum 10 ani. Da? Dar poți să-ți dai seama. Te duci mai departe și ajungi într-o fază avansată a unei boli renale. Dar există semnale pe care ar trebui să nu le neglijeze nimeni atunci când deja se instalează insuficiența renală? Să zicem, ați spus că sunt 5 faze. Să luăm la început, adică există niște semne pe care organismul dă, pentru că el dă semne totuși. Nu prea. Semnele sunt destul de fruste. Fără un mare răsunet pentru un individ. Nu zgomotoase. De exemplu, simte că, domne, știi, mă scol dimineața și am ochii un pic umflați, că mă umflu la picioare, că... Îl deranjează ceva cosmetic, îl deranjează ceva... Dar nu că l-ar durea ceva. Sau se întâmplă ceva. Ei mai trece, își continuă habitusurile alimentare și de viață și spune, de fapt, poate așa e normal, că aseară am mai fost cu băieții și... S-a întâmplat, dar timpul trece inexorabil și funcția renală se degradează. Și atunci vezi că vine în stadii avansate. Adică dacă și-ar trata diabetul cum trebuie, dacă și-ar trata hipertensiunea, dacă și-ar schimba obiceiurile alimentare, modul de viață, mișcare și așa mai departe, probabil că ar fi mult mai scăzută rata. În orice caz, toată această viață trepidantă și cu mâncatul pe fugă și cu stresul cotidian, își spune cuvântul în apariția de noi și noi cazuri anual. În cadrul spitalului funcționează Registrul Renal Român, care este, din cunoștințele mele, singurul registru de boală funcțional, este înființat în 1993 și care gestionează niște sute de centre de dializă și peste 14.500 de pacienți. Adică știm în orice moment unde a făcut pacientul dializă, câte ședințe de dializă a făcut. Putem avea informații despre biochimia lui, analizele, știm. Ce are, ce n-are, când chiar vine, cum acest. Nu vine. Tocmai a fost și upgradat softul, dar ne mai spune ceva Registrul Renal Român. Un număr de 1500 până la 2000 de cazuri noi pe an. Deci aici este problema serioasă. Vă referiți la 1500-2000 de persoane care ajung la dializă. Care ajung aproape de stadiul final. Fiindcă aici e problema pe care o avem. Aici e zona de negociere cu pacientul. Trebuie să ne lămurim că medicii nu dau ani vieții. Dau viață anilor. Da? Și atunci trebuie să înțeleagă că, de fapt, răul ți-l faci singur. Când ajungi la medic, deja e un pic cam... tardiv, adică cred că un check-up, o verificare anuală e benefică și necesară oricărui individ. Și atunci cred că asta este soluția. Prevenția, tratamentul vine mai târziu un picuț. Și da? Pentru că ați vorbit de o altă cauză, hipertensiunea arterială, cum afectează ea rinichiul hipertensiunea? Rinichiul ăsta e o poveste fascinantă. În anul 3 de facultate eram la actualul spital Sfântul Pantelimon, pe atunci 23 august, și l-aveam profesor la semiologie medicală, se ocupa cu semne de boală, asta era ABC-ul medicinei, profesorul Ion Alexandru, un individ fabulos, fost student al bursei Humboldt, după care profesor al bursei Humboldt, o bursă oferită tinerilor cercetători și asistenți universitari la nivelul anilor 60-70. Și acolo am avut un
alt noroc fabulos cu asistentul meu de grupă, care era doctorul Radu Alexandru, este și acum, țin legătura cu dânsul, îi mulțumesc și acum. La fel, un individ extraordinar, un erudit nu numai medical, un individ culturalizat și foarte fin observator. De ce țin minte că am făcut așa niște conexiuni? În anul 3 ne-a ținut două cursuri. Radu Alexandru, asistentul, dăduse profesorul cursurile să le țină, un curs de insuficiență renală acută și unul de insuficiență renală cronică. Le-a expus cu o acuratețe și nu un didacticism livresc, ci elocient, extraordinar. Era de ajuns să stai să nu scrii și să înțelegi exact cum funcționează rinichiul. Țin minte, era asistentul meu de grupă, i-am dus flori la sfârșitul celui de-al doilea curs, pur și simplu din bucuria cu care ne-a predat, domnule, cursurile astea. A fost ceva fabulos. E, și revenind la hipertensiune, apropo de cursul lui Radu Alexandru, că uite așa să leagă. Că de asta nu e bine să ne uităm rădăcinile. Acolo am înțeles de ce e afectat rinic. Există o zonă acolo în care se secretă niște hormoni. Și aia sunt responsabili de presiunea sângelui, de tensiunea arterială. E, în momentul în care mecanismul este dat peste cap, el încearcă să compenseze o dată, de două ori, de 9 ori, de 99 de ori. Mecanismul se strică. Și apare boala renală cronică. Direct? Da? În aceleași etape, insidios, încet, nu te anunță. Dar nu-ți tratezi hipertensiunea. Nu? Și atunci, rinichiul ăla începe să sufere și el, da? Deci asta este, toate se leagă. Toate sunt făcute un mecanism perfect, corpul uman. Se leagă una de alta extraordinar și încă nu știm tot. Dar, vis-a-vis de rinichi, asta se întâmplă cu hipertensiunea. Alte boli renale, sigur că sunt unele cu agregare genetică, sunt moștenite, diverse malformații și așa mai departe. Sunt, în general, diagnosticate tot de nefrologi și, dacă se pot repara, sunt reparate de către urologi. Sau sunt boli autoimune care sunt apanajul zonei nefrologice. Sigur că este vorba de un hard cu un soft. Deci așa s-ar discuta între zona chirurgicală și zona medicală. Hardul cu softul, nu că zona chirurgicală n-ar avea și ea soft, are soft. Dar trebuie să merg mână în mână cele două zone. Chirurgii au mai multe abilități practice, interniștii sunt mai buni investigatori și detectivei diagnosticului. Și așa mai departe. Deci așa se întâmplă. Totul este iarăși legat. Nu poți să lupți de unul singur, cu o singură specialitate, împotriva unei multitudini de boli pe care le poate avea un organ ca rinic. Totuși ați spus că încă din anii studenției discutați despre faptul că bolile dau semne. Erați învățați de profesori acest lucru. Da. Există semne pe care le dau bolile. Și ce vă spuneau atunci când vorbeau de semnele pe care le pot da rinichii, de exemplu, după aceea poate și altele? Depinde de care vă amintiți acum. Da, depinde de afecțiunile pe care le putea avea rinichiul. Sunt niște semne generale. Ați spus aceasta cu umflarea ochilor și a picioarelor ca prime semne, dar poate mai sunt altele. În primul și în primul rând, omul se alarmează când ceva nu mai este așa cum a fost. Și atunci, semnele urinare. Adică, usturime, sângerare, schimbare de miros, de aspect, urin tulburi și așa mai departe. Da? Durerea. Durerea care este motorul medicinei. Durerea te aduce la doctor. Ce dacă am ochii umflați? Nu mă doare nimic. Iată, durerea, care poate să fie dată de verse
afecțiuni, care o litieză renală, pietre la brenichi, care un cancer, care boală inflamatorie, care o infecție și așa mai departe. Ele sunt niște semne comune care trebuie să-ți atragă atenția și să te duci la un individ care a fost învățat să diagnosticheze. Și ăla să se apuce să deretice bolnavul, cum îi spunem noi, și să vadă care este cauza semnelor pe care tu le-ai expus. Da? Și pe care el le poate obiectiva. Sigur că medicina românească, care a fost și, după părerea mea, cred că ar trebui să ia în considerare în continuare, tributară medicinei franceze. Să nu uităm, spitalul se cheamă Carol Davila, da? A fost o medicină clinică foarte bună. De asta semiologia, semnele de boală, după părerea mea, sunt primordiale, sau semiologia este primordială în devenirea unui medic. Trebuie să știi medicină clinică, trebuie să știi să asculți, trebuie să știi să privești, trebuie să știi să palpezi, trebuie să știi să miroși, să auzi și așa mai departe, alte lucruri decât cei care nu fac această școală. Și fiecare dintre ele îți va spune câte ceva. Revenind la maestrii mei, mi-aduc aminte de profesorul Simici, care era și profesorul profesorului meu, Florin Popa, și care ne învăța cum să palpăm abdomenul pacientului. Și iată cum simți, cum... Îți o grămadă de lucruri fabuloase pe care le poți rezolva cu mintea și cu simțurile tale. De asta zic, medicina clinică a fost o etapă grozavă în devenirea medicului, iar acum tehnologia te ajută. S-a cam diminuat medicina clinică în... Din păcate. Din păcate, da. Din păcate. În favoarea tehnologiei. Poate nu întotdeauna tehnologia este aceea pe care noi ne-o dorim sau nu întotdeauna. Este până la urmă o mașinărie. De multe ori cred că medicul ar fi simțit mult mai bine, foarte multe dintre suferințe, discutând cu pacientul și căutând contextul în care a apărut această suferință. Dar mă întorc la suferința rinichiului și anume în contextul în care el este bolnav, fără să fi fost diabet, fără să fi fost hipertensiune arterială. Este bolnav din alte cauze, pe care sigur medicul le va descoperi discutând cu pacientul sau făcând investigații. Odată ce s-a îmbolnăvit, el la rândul lui poate după aceea să afecteze alte organe? Sigur. Sigur că da. Este, fiindcă tot organismul e o chestie interconectată. Și normal că, iată cum e boala renală, care poate să îți dea o grămadă de alte afecțiuni la rândul ei. O insuficiență renală acută, dată de o infecție, să zicem, poate să ducă la îmbolnăvirea altor organe. Un individ fabulos, Baue, îl chema, chirurg, se apucă și definește prima dată insuficiența multiplă de organ. Ce era interesant era că făcuse un grafic și în funcție de degradarea unui dintre organe, avea predicție ce organe vor urma. Același lucru se întâmplă cu rinic. Deci, în momentul în care vezi ce și cum, trebuie să te aștepți la suferința altor organe în timp și într-un anumit procent. Dar care ar fi cel mai predispus a se îmbolnăvi imediat ce apare suferința renală, în condițiile în care dumneavoastră arătați așa un traseu, deci categoric primele organe care ar fi afectate? Există o legătură atât de strânsă? Ar putea să fie... Nu, musai, dar se pot exacerba suferințe pe care le aveai înainte. Tocmai prin simplu fapt că tu nu mai ești filtrat.
niște filtru renal. Și atunci poate apărea orice sfărință și exact, cardiacă și hepatică. Apare și cardiacă și hepatică, da, intestinală. Sunt tot soiul de suferințe pe care rinichiul le poate exacerba. Da? De exemplu, e o temă clasică, așa numitul abdomen, fals abdomen acut. Mimează că peritonite, când de fapt pacientul este uremic. Este într-o fază avansată de insuficiență renală acută. El mimează un abdomen acut, doare stomacul, se apără, peretele abdominal e contractat. Pacientul mimează o suferință abdominală. De fapt, suferința lui e cea renală. Da? Și trebuie să ai această abilitate de a jongla cu cele două elemente. Ce faceți? Deschizi abdomenul ca să vedeți rinichiul? Trebuie corectată suferința renală, fiindcă deschizi abdomenul degeaba. Degeaba. Fiindcă tot, de fapt, deschizi abdomenul degeaba. Da? Este greu de pus un diagnostic în acest context în care este suferință abdominală și este la nivelul acesta în care te duce clar spre peritonite, da, și, de fapt... Este, da, este un diagnostic. E greu de pus, care, nu? Da, sigur, cu care trebuie să fii familiarizat, să mai fii văzut, sau cel puțin să-l ai în hard, undeva pus, și să te gândești că există și această posibilitate. Și atunci poți să ceri investigațiile de laborator care să te lămurească că de fapt aia se întâmplă și actualmente mai e încă o grămadă de mijloace de investigare care spună nu e de deschis, e de făcut lucrul ălălalt. Dar ce modificări imediat apar în investigațiile de laborator atunci când este o suferință renală? Creștere de constante renale, de uree creatinină. Asta foarte rapid și printr-un sumar de urină în care poți să vezi modificări la nivelul urinei. Apariția de globule roșii, de hematii. Da? Poate fi o sângerare. Apariția de diverse săruri, oxalați, urați. Creșterea sau scăderea densității. Prezența de pigmenți biliari. Sunt tot soiul de lucruri care îți atrag atenția și te conduc pe următoarea treaptă de diagnostic. Mai faci încă niște investigații și vezi că se leagă cu altă zonă. Deci lucrurile merg pas cu pas. Este exact cum un judiciarist face o cercetare la locul unei crime. Trebuie să se uite peste tot, să ia amprente, să vadă semne, etică, nu sunt... Da, același lucru este și cu diagnosticul. E o detectivistică. Trebuie să meargă într-o înșiruire logică. Domn profesor, totuși, cele mai multe cazuri care vin acum și se internează în spitalul dumneavoastră, pentru ce suferință? Sunt insuficiență renală, am înțeles. Sunt și cazuri oncologice? Este deja din ce în ce mai mult cancer în această zonă? Sigur, există un procent de neoplazii în populația generală. Sigur că există o creștere a cazurilor noi anuale. Sigur că și în spitalul ăsta ajung neoplazici. În cadrul clinicii de chirurgie, colegii mei și cu mine avem de asemenea competență de chirurgie oncologică. Și atunci vin pacienți care ni se adresează cu diverse neoplazii în diverse zone. Sigur că trebuie să ai capacitatea de a investiga și după aia să știi ce protocol de tratament urmezi. Nu tot cancerul este operabil. Nu toate cancerele se operează. Unele dintre ele au inițial un tratament oncologic și ulterior vin pentru cura chirurgicală. Este la fel ca la bolnavul renal. E vorba de o echipă care trebuie să concure la starea de sănătate a pacientului. Adică, ai suferințe digestive, gastroenterologul, care poate să-ți facă niște investigații, cum ar fi endoscopie, colonoscopie, da? Sau tehnologii avansate, cum ar fi o capsulă video, da, ca să-ți vizualizeze întreg traiectul intestinului subțire, se pune diagnosticul, biopsie, anatomopatologul care spune, imagistul, tomografie, RMN, întindere, ganglioni, chirurgul operează după toate aceste investigații,
se reîntoarce la oncolog, da? Care continuă tratamentul, îl consolidează și așa mai departe. Deci, iată, la fel este și la pacienții oncologici ca și la cei nefrologici sau renali cronici. Ideea de echipă trebuie să fie în fața oricărui pacient și al medicului. Nu există Petrache lupul de la Maglavit. Da? Da, așa ar trebui să fie, într-adevăr. E o echipă. E o echipă. Chirurg fiind, știu asta foarte bine, nu poți să operezi de unul singur. Trebuie să fii în echipă. Nu trebuie să fii încăpățânat, nu trebuie să fii mândru, sigur, sunt, fiecare avem orgoliile noastre. Dar e bine să ți le lași la ușa sălii de operație. Acolo e important e cel de pe masa de operație. La ușa spitalului, cred. Și la ușa spitalului. Chică, câteodată poate ți-e greu, suntem oameni. Avem problemele noastre, dar la ușa spitalului e bine să ți le lași. Pacientul nu vine să te vadă pe tine. Pacientul vine că suferă. Așa este. Ce vă doriți cel mai mult acum pentru spital? Pentru că știu, într-adevăr, că există chiar un decalog al acestui spital în care sunt evidențiate punctele importante ale spitalului și parcă în final v-ați dori să faceți un centru de excelență, un centru național. Nu știu, mi-aș dori să fim sănătoși, să putem să tratăm oamenii. Sigur că mai sunt o grămadă de lucruri de făcut. Trebuie să creștem tineri. Spital clinic. Avem o colaborare și cu un spital din Italia în care au fost deja niște colegi de-ai mei în stagii. Trebuie să învețe, trebuie să crească, trebuie să lăsăm pe cineva în urmă, trebuie să aibă cineva grijă și de noi. Și noi o să ne îmbolnăvim. Așa trebuie, într-adevăr. Și cred că spitalul, nu știu, o să mai fie de făcut diverse lucruri. Nu știu, eu visez la un centru național de nefrologie sub cupola Academiei Române. Nu știu, aș vrea să facem un centru de simulare, un centru de învățământ, e-learning-ul. Părerea mea personală este că educația este primordială pentru o nație. Nu ai educație, nu merge nimic. Și atunci cred că zona de învățământ ar trebui dezvoltată. Sigur că mi-aș dori să aibă colegii mei de la urologie un robot cu care să facă prostatectomii radicale pentru cancer de prostată, fiindcă e un cancer curabil, un exemplu. Sigur că mi-aș dori, nu știu, dacă ar exista posibilitatea să facă transplant renal, dar sunt multe și probabil că o să vină din urmă și o să facă și alții nu trebuie să le faci după toate. Absolut, absolut. Cam asta mi-aș dori. Domnule profesor, eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi astăzi împreună. Nu închei fără a vă ruga să transmiteți dumneavoastră un mesaj telespectatorilor noștri acum. Hristos a înviat, să fiți sănătoși și să aveți încredere în corpul medical. E important. Chiar dacă nu au grade, poartă o uniformă. Și sunt destul de militari. Și își văd de treabă. Pe orice fel de vreme și vremuri. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor Victor Strâmbu. Vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult. Vă mulțumim că ne sunteți mereu aproape. Trebuie să avem încredere în corpul medical. Știm că face toate eforturile pentru fiecare dintre noi, pentru viața noastră. Până la ediția viitoare, vă sfătuiesc ca de fiecare dată să nu uitați, să prețuiți sănătatea.